Deci a doua adunare mai am de mers într-o adunare. Și Domnul mi-a arătat cu adunare, eram acolo, și așteptam să înceapă timpul de părtășit. Și la un moment dat au venit niște tineri care s-au jertat în față, erau frați bătrâni acolo și se cânta și când s-a terminat cântarea, parcă nimeni nu mai căuta să înceapă nimic. Și la amvonul bisericii s-a ridicat o femeie cu ochelari de soare pe ochi. Și a vrut să spună ceva și nu a putut să spună nimic. Pe lângă mine erau frați care îi cunoșteam și ei îmi spuneau, de ce nu te-au chemat și pe tine în față? Și am spus, locul meu e aici. Și mă uitam și eu și mă întrebam ce se întâmplă. Femeia prima nu a putut să spună nimic. S-a mai ridicat lângă ea altă femeie, tot cu ochelari pe ochi. Și ar fi vrut să zică și ea ceva și nu mai putut să spună nici ea nimic. Și la un moment dat s-a ridicat o fată tânără. Le-a dat la o parte pe amândouă femei. Și a zis cuvintele acestea. Și acum, în amintirea morții fratele meu, servim dulciuri. Și am rămas așa și mă uitam și am zis, Doamne, ce se întâmplă aici? Și au început să iasă adunarea, să servească dulciurile. În mijloc erau niște mese, pe ele erau puse prăjituri. Și fiecare cu farfuriuța lui venea să servească dulciuri. De lângă mine au început să plece. Și unii și alții, și unii au rămas. În adunare erau unii care au rămas în bănci. Dar marea majoritate erau la servit dulciuri. Și la un moment dat chiar unul care nu mă așteptam, m-a zis, dar tu nu vrei să servești? Și am zis, nu. Mie nu trebuie niciun dulce. Și el a zis, eu mă duc. A plecat de lângă mine. Și atunci a venit Duhul Domnului și a zis așa, e vremea când cântăresc credința fiecăruia. Că poporul meu s-a învățat cu dulciurile. Și le plac dulciurile. Și a zis, Domnul, am necaz pe predicatorii și prorocii care îmi leagănă poporul. Ăsta este cuvântul Domnului. Este al meu. Și am vrut să nu vin să spun nimic. Pentru că știm că trăim vremuri în care poporul Domnului e împărțit. Și orice am spune, adevărul este pus într-un fel sau altul. Și mulți își aleg versete din Biblie care să le placă. Își aleg. Și aici Domnul a spus în ziua de astăzi. Au zis veghiatorii și cei chemați să stea pe zid străjerii, să se urce pe zid. Că fiecare să vegheze în vremea asta asupra casei lui. Căci Domnul se uită la altar, dacă altarul este dres în casă, dacă în jurul altarului este delimitat perimetrul ascultării și dacă se urcă la altar cu mulțumire, căci Domnul nu este impresionat de cuvinte. Că unii se vin înaintea Domnului și sunt cuvinte de iertare. Domnul zice fiecare să se uite la vinovăția lui. Nu la vinovăția altuia. Nu la vinovăția păstorului, nici a prorocului, nici a cântărețului. Fiecare să se uite la vinovăția lui. Și când își cere iertare înaintea Domnului să se uite la vinovăție și acolo să zică, Doamne, aici am nevoie de iertare. Domnul nu vrea iertare la suprafață. Doamne, dacă am greșit, Domnul a zis fiecare să se uite la starea vinovăției lui, să-și ceară iertare și în același timp ca să se audă glasul în cer.